Domenica Giornale, e Domenica dinaintea Nașterii Domnului, ne-am gândit el de mare Sărbătoare a Nașterii Domnului, cea prin care Dumnezeu se coboară de cer, cea prin care Dumnezeu vine la om, vine la omenirea aceasta, vine la lumea aceasta să ne mântuiască. Și spuneam că Duminica aceasta este o duminică pregătitoare, pentru că aceasta este duminica în care Mântuitorul Hristos ne cheamă la cina Împăratului, la masa Împăratului, care este Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul pe care îl dăm fiecare dintre noi, fiind credincioși, aceste invitații ale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se oferă. Da? Se oferă omenirii și fiecare dintre noi, acceptă sau respingă așa acest dar pe care îl aduce Dumnezeu în lume, din credincioși. De aceea, iată că pericopa evanghelică de astăzi ne îndeamnă să participăm la cina Împăratului, cea care a fost pregătită. Ne arată pericopa evanghelică de astăzi că a primit Împăratul slujitori să-i cheme pe cei pe care îi invitase mai întâi la cină. Și vedem că fiecare dintre cei trei care au fost chemați au răspuns cu preocupările vieții lor, că nu pot să vină la cină, pentru că unul și-a luat un obor și trebuie să-l cerceteze, altul și-a luat o pereche de boi și trebuie să-i încerce, și celălalt și-a luat soție și trebuie să se dedice ei. Și iată că lucrurile acestea existențioși sunt cele care, de obicei, sunt lucrurile de care ne preocupăm noi în viața aceasta. Oborul reprezintă, să zicem, preocuparea noastră pentru agricultură, pentru lumea aceasta, pentru darurile, pentru roadele acestei lumi. Da? Voi reprezintă regula animal, da? Cel care ne preocupă. Să avem acolo, să zicem, mijloacele prin care să lucrăm. Vedeți, în vremurile noastre lucrurile se mai schimbă, așa, pentru că, să zicem, voi de astăzi sunt tractoarele, sunt, să zicem, computerele, tabletele, trebuie să facem o corelare între vremea Mântuitorului și vremurile noastre. Cele prin care noi încercăm să ne câștigăm existența și să ne mai desprindem de ele. Și cea de-a treia chemare a fost stația unuia care își luase soție și spus că trebuie să te tragă timpul cu ea. Adică se dedică acestei legături, să zicem, limitate cu cel de aproape. Și lucrurile acestea există din joși, cele pe care le pune în față Evanghelia de astăzi, ne arată, așa cum spuneam, preocupările noastre pentru viața aceasta, în lumea aceasta. Preocupări limitate de altfel, pentru că din preocupările noastre lipsește Dumnezeu din credincioși. Vedeți, cei care au fost la cină n-au putut să răspundă sau n-au dorit să răspundă chemării Împăratului. Cina pe care o pregătește Împăratul din credincioși, o pregătește Dumnezeu, este taina împărtășanii. Și suntem cu toții chemați la această taină a împărtășanii. Suntem cu toții chemați să ne bucurăm de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Lumea aceasta întreagă este o lume pregătită pentru om iubit de Dumnezeu și pentru viața noastră, pentru bucuria noastră. Nu este o lume a chinului, a tristării, a tulburării, așa cum credem noi de foarte multe ori că este lumea aceasta. Nu. Lumea aceasta este o lume a bucuriei, pentru că Dumnezeu ne cheamă la viață, ne dorește acest dar ca să ne bucurăm. De ce să ne bucurăm? De comuniunea cu El. Aceasta este diferența, să spunem, pe care trebuie să o facem, că Dumnezeu ne cheamă la comuniunea cu El. Pe lângă faptul că trebuie să ne bucurăm de creația aceasta pe care a venit-o Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm chip de plin de comuniunea cu El, adică să-i dă slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a venit în lumea aceasta. Ori omul uită lucrul acesta, iubiți credincioși.
aceea, pericopa evanghelică de astăzi ne arată că, după ce i-a chemat pe cei care erau îndatorați așa să vină la cină, atunci Dumnezeu a trimis pe slujitori și le-a spus: ieșiți la răspântii și chemați pe toți cei la peor, pe șchiop, pe surzi, pe toți cei cu neputințe, chemați să vină să umple casă. Și tot a rămas potrivit credincioși, adică cei năpăstuiți au răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Da? Pentru că ei așteptau mântuirea, așteptau izbăvirea. Cei care sunt în suferință, cei care sunt în nevoie, aceia mai repede răspund chemării lui Dumnezeu, pentru că suferința te face mai apt, iubiți credincioși. Când ești plin de bogăție și toate celelalte, vin mândria, egoismul, gânfarea și toate celelalte lucruri care te îndepărtează de Dumnezeu. Atunci când ești în nevoie, ce faci? Chem pe Dumnezeu în ajutorul tău. Și iată că Dumnezeu îi cheamă pe aceștia la cină și le dăruiește, iubiți credincioși, darul acesta al Sfintei Împărtășanii. Și atunci când a văzut că tot a mai rămas loc, da? Le spune slujitorilor: ieșiți și ținiți să intre pe cei care încă n-au venit de bunăvoie, n-au venit așa din bună luminiță, din conștiință. Spune Dumnezeu: ținiți să intre. Această ținire, iubiți credincioși, nu este o încălcare a voii noastre, da? Putem să spunem că această silință de a intra este o încălcare a libertății noastre. Nu este o încălcare a libertății celor care au fost silit să intre la cină, iubiți credincioși, ci așa cum auzim într-un alt cuvânt al Evangheliei, împărăția cerului să ia cu silă, adică să ia cu stăruință, să ia cu stăruință, cu participare, cu încercare. Și atunci cei care mai puteau să vină să umple casa celui care împăratului pentru cina pe care o pregătise, așa au fost, nu au fost forțați să intre, ci au fost îndemnați, da, să intre la această cină, mai amintiri decât alții, decât au fost chemați. Și atunci, iubiți credincioși, iată că această chemare se adresează nouă tuturor. Această chemare de a participa la Sfânta Împărtășanie, la taina lui Dumnezeu, la jertfa lui, la dragostea lui, pentru că până la urmă Hristos vine în lumea aceasta să se jertfească din dragoste pentru noi oameni, iubiți credincioși, pentru a noastră mântuire. Și nașterea lui nu este doar un simplu eveniment, așa cum îl așteptăm noi, ci nașterea lui este o naștere profundă care ne naște pe noi pentru împărăția cerurilor, iubiți credincioși. Pentru că prin nașterea lui Hristos, prin patimile lui, prin moartea și învierea Mântuitorului și prin înălțarea la cer, noi ajungem împreună cu Dumnezeu, ajungem în împărăția cerurilor, ajungem, iubiți credincioși, să trăim împreună cu Dumnezeu veșnic. Și de aceea avem nevoie de acest răspuns pe care să-l dăm lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne cheamă și dacă Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, iubit de Dumnezeu, ca să se jertfească, să ne arate Dumnezeu mare lui dragoste față de noi, noi trebuie să răspundem iubirii lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea pe care ne adresează Dumnezeu, da? Și la care suntem, iubiți credincioși, suntem responsabili să răspundem, pentru că altfel vom rămâne din afara împărăției. Da? Cei care nu răspund chemării lui Dumnezeu nu pot să se împărtășească de darurile și de tainele lui veșnic, iubiți credincioși, pentru că viața noastră nu este numai ceea ce trăim noi în lumea aceasta, ci este pregătirea pentru veșnicie, pentru viețuirea împreună cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Hristos, veșnic. De aceea trebuie să ne pregătim în viața noastră, iubiți credincioși, pentru a ne pregăti de această întâlnire mare, de această taină a existenței noastre, de a ne pregăti ca să o trăim împreună cu Hristos. Și aici, între medicia vieții noastre, iată, suntem chemați la taina eucharistică, pentru care trebuie să ne pregătim. Ne pregătim prin taina spovedaniei, prin curățirea sufletului, ca să primim pe Hristos însuși, iubiți credincioși. Așa cum spuneam, ne pregătim ca Dumnezeu să se nască în sufletele noastre, în terenul sufletului nostru, în peștera sufletului nostru, iubiți credincioși. Pentru că
aceea suntem discreșii pentru că suntem după Hristos, botezați toți cu numele Lui Hristos de creștini. Și de aceea trebuie să răspundem chemării. Da? Vedeți că la chemarea aceasta au început să răspundă cei de alte neamuri, cei de alte religii și credincioși. Și ne uităm acolo cu uimire cum se convertesc unii din Japonia și din întreaga lume. Din Japonia ei sunt cei mai departe de noi, da? Dar întreaga lume, în întreaga lume sunt oameni care vin la creștini, vin la Hristos. Și dacă noi îl avem pe Hristos, fiți credincioși și împărăți, închipuiți-vă ce responsabilitate vom avea înaintea lui Hristos în împărăția celor. Dacă am fost botezat în numele lui Hristos și noi l-am părăsit pe Hristos, am părăsit schimbele tale, am părăsit comuniunea cu Dumnezeu, am părăsit iubirea lui Dumnezeu, da? Și ne-am preocupat de lucrurile vieții acestea. De aceea trebuie să redescoperim, iubiți credincioși, iubirea lui Dumnezeu, să redescoperim sfintele taine, să ne apropiem cu cutremurare. Decina pe care Dumnezeu ne oferă în Sfânta Biserică, la fiecare Sfântă Liturghie, se săvârșește această Sfântă Cină, iubiți credincioși. Și noi suntem invitați, am văzut, cum chemăm noi aici, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. De cine ne apropiem? De Hristos, iubiți credincioși, de Dumnezeu. Și atunci această chemare se adresează permanent. De aceea este o întristare, să spunem, atunci când se săvârșește o Sfântă Liturghie, se face această chemare și nu vine nimeni să se împărtășească. Adică nimeni n-a îndrăznit sau nimeni nu s-a pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, bucuria este de fiecare dată atunci când la această chemare răspund credincioși și vin acolo din biserică, se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. De aceea, iubiți credincioși, bucuria Crăciunului este întâlnirea cu Hristos. Nu sunt lucrurile celelalte. Trebuie să răspundem la chemarea lui Dumnezeu, care ne cheamă la credință, ne cheamă la iubire, la dragoste, la adevăr, la dreptate, la o iubire firească în lumea aceasta, la descoperirea tuturor celorlalte daruri pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Și din acestea să facem o scară noastră, iubiți credincioși, către Dumnezeu. Atunci când înălțăm bradul în mijlocul casei la noi, fiecare dintre noi atunci când facem un pomul de Crăciun, este o scară pe care trebuie să urcăm la Dumnezeu. Aceasta este chemarea pe care ne-a adresat Dumnezeu, să ne înălțăm către El din credincioși. Nu să rămânem la lucrurile lumii acestea, la obor, la visele și la preocupările din gospodările noastre, din curțile noastre, din apartamentele noastre, și la celelalte preocupări limitate, la o iubire limitată, numai la, să spunem, la relația aceasta bărbatele în lumea aceasta. Și trebuie să depășim, să ajungem la iubirea desăvârșită de Dumnezeu, iubiți credincioși. Astfel, înțelegând iubirea lui Dumnezeu și darul pe care ne-a făcut Dumnezeu, darul vieții și al mântuirii, putem să dobândim, iubiți credincioși, toate celelalte daruri ale unei vieți frumoase, ale unei vieți așezate, ale unei vieți studioase. Să răspundem chemării lui Dumnezeu la cina aceasta și să ne pregătim, iar la mai mare, o săptămână și ceva până la sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, să ne pregătim în aceste aproape 200 de zile mai rămas, să participăm la cina Mântuitorului Hristos, la bucuria aceasta a mesei de pline. Bucuria, cina iubiți credincioși, reprezintă comuniunea noastră. Este o masă de comuniune, da? Așa cum ne adunăm noi la Sfânta Biserică, așa trebuie să ne adunăm permanent în jurul acestei taine eucaristice, să participăm cu credință, să o descoperim cu bucurie, să această bucurie să o împărtășim și celorlalți. Să ne ajute Dumnezeu să ne credincească de darul acesta pe care l-a făcut, de a fi părtași cinei celei de taina Mântuitorului Hristos, a iubirii desăvârșite și a mântuirii pe care o aduce Hristos sufletelor voastre, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bisericioși, săptămâna care urmează este o săptămână, cam așa cum am spus, de pregătire cu Domnicească. Așadar, miercuri, pentru cei care se pregătesc în București, voi spune tot acolo, vineri de dimineață. O să fiu aici pentru
sâmbătă de dimineață de asemenea și vine seara tot așa o să povestesc în București, acolo la locul de ședință dumneavoastră, o să povestesc acolo și vineri după amiază, pentru că nu mai facem taina Sfântului Maș, acum ne pregătim de perioada aceasta sărbătorilor și dacă avem timp mai mult pentru spovedanie, atunci taina Sfântului Maș se va relua după sărbători, după sărbătoarea Crăciunului, după sărbătoarea Sfântului Ion. Vă anunț eu atunci când reluăm taina Sfântului Maș. Da? Sâmbătă de dimineață, de asemenea, cei care se mai spovedesc o să fiu aici pentru spovedanie. Duminica viitoare, slujbă, așa cum ne adunăm, este înaintea Crăciunului. Vă așteptăm cu bucurie. Sâmbăta viitoare, când se face curățenia, o să facem și pomul de Crăciun, da? Pe cel din biserică. Iar duminică, după Sfânta Liturghie, îl împodobim pe cel de afară. Așa cum am făcut și anul trecut, cu bucurie mare, după ce se rășim Sfânta Liturghie, împodobim și bradul acesta din curte, da? Așa cum am făcut anul trecut. Să aveți o săptămână binecuvântată, să aveți pace și ajutor de la Dumnezeu, credință nestrămutată, pentru că sunt vremuri de încercare, să avem parte de ajutor de la Dumnezeu tot ceea ce facem, să ne ocrotească Dumnezeu de voi, vedeți, de primești și de toate celelalte lucruri și întâmplări nefericite care s-ar putea întâmpla în viața noastră. Mulțumim Dumnezeu pentru toate darurile și pentru tot ce ne-a venit până acum de toate lucrurile acestea, să ne păzească în continuare și să ne dea sănătate și viață binecuvântată. Poftiți la mirită săptămână binecuvântată, așa că Dumnezeu dragă!